Da, putem începe sau mai stăm un pic la discuție? Nu pune Bine, doamnelor și domnilor consilieri, ascultăm prevederile articolului 39 alineatul 1 și articolul 117 litera E din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și dispoziția numărul 190 din 21/2016, emisă de primarul comunei cu totul județul Bacău. Vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, următoarea ordine de zi. Deci... Citim ordinea de zi? O avem. O avem toată lumea, da? Deci să supunem la vot. Cine este pentru? 15 voturi. Nu s-a ținut nimeni. Da, deci se supune la vot procesul verbal. Cine este pentru? Pentru ședința din 14, ședința extraordinară. V-ați avut în dosarele pentru comisie. Dar sunt discuții. Cum? Procesul verbal, a ședinței extraordinare, din 14 a 9. Au fost în dosare. Da, domnule, avem, le-am citit. Procesul verbal de la ședința extraordinară. La ședința extraordinară, eu am să vă spun doar atât, ca să fiu succint și oameni. Nu se votez procesul verbal, pentru că nu am fost la ședință. Deci, în concluzie, nu pot vota la ceva și nu am fost. Mai sunt alte discuții? Supuneți la vot. Deci, supunem la vot. Cine este pentru? 13. Împotrivă? Abține? Două abține. Vă abțineți, domnului, da? Da, da. Deci, nu mă opri tu. Trecem la, cum îi spune, la punctul ăla, dacă se poate, la bugetul. În punctul 2. La punctul 2. Asta e simplu, imediat după ăla. Da, trecem pe direct, e cu ședință, mă scuzați. Imediat. Da, punctul 1 din ordinea de zi, așa. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Cernea Mihai Andrei, președinte de ședință pentru 1 octombrie 2016. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea recuperării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Comunei Târgu Jiu, județul Bacău. Dacă nu scrie cineva la cuvânt sau... Da, dacă nu se discută ce am înțeles, atunci pot să mă scriu după aia, ce rost are. Poate se discute aceeași chestii care vreau să ridic eu. De văd. Domnilor și domnilor consilieri. Ce scrie și tu? La ședința pe comisie am avut o discuție, care s-a părut puțin acidă. Doamna Contabil, și am întrebat 30.000 de lei la culte. La cultură, mai în speță. Și doamna mi-a răspuns că acești 30.000 de lei se vor duce la nu știu, la ce, mai bine zis, la modernizare, la nu știu ce, la Comunul Cultural de la Tuda. Bun, 30.000 de lei. Aș dori public să întreb pe doamna contabilă de unde s-au luat acești bani, s-au mai luat bani, ce se face concret cu banii aia, adică se știe. Și mai este al doilea subpunct. Iar doamna contabilă v-am întrebat dacă știți ceva în legătură cu podul de la Vișoara. A spus că nu știți nimic. Dumneavoastră, personal, a spus că nu știți nimic. Bun. Ne uităm frumos pe... lista de investiții.
Și spune așa. Care listă, care dumneavoastră ați construit-o, ați conceput-o și ați semnat-o. Da. Da? Spuneți. Doamnă, vă mai repet o dată. V-am întrebat ieri și a spus că nu știți nimic. Spune aici. Construire pot să Vișoara, Comuna Târgu Trotuș, 50.000 de lei. E adevărat? Da, scrie lista de investiții. Dumneavoastră și mi-ați răspuns ieri. Că nu știți nimic de această investiție. Și probabil, nu știu, v-ați aprins, ați luat, nu știu. Nu pot să denumesc, că eu aș vrea să fiu cât se poate de elegant, deși nu pot. Vă spun sincer, nu pot, da? Mă rog, încerc să mă abțin. 50.000 de lei, doamnă, dați-mi voie, 50.000 de lei. Mai apar așa. Ca să vă spun exact. Amenajare trotuare în sat cu Trotuș, cu Matru, totuși 10.000 de lei. Și ceea ce am, ceea ce sunt mâhnit cel mai tare. Spune așa. Modernizare drumuri locale, satele Târgu Trotuș și Vișoara. Eu cred că din Comuna Târgu Trotuș fac parte și întotdeauna, în mandatul care a trecut, inclusiv în acest mandat care a început, am spus așa, din Comuna Târgu Trotuș fac parte satele Tuta, Târgu Trotuș, Vișoara. Concret, în modernizarea asta ce stă? Pentru că ieri, când am avut o discuție mai citită cu dumneavoastră, a spus așa că dumneavoastră sunteți mândră de satul ăsta. Eu v-am răspuns, deci nu mă feresc, îmi asum. V-am răspuns că eu nu sunt mândru de ceea ce se întâmplă în acest sat. Mă mândresc cu cetățenii mei, mă mândresc cu satul meu, sunt mândru că locuiesc în acest sat, însă nu sunt mândru și sunt mândric de ceea ce se întâmplă aici. De 27 de ani. Mi-ați răspuns sec și sacadat că eu nu știu ce se întâmplă în această primărie, că s-au construit toalete, s-au construit toalete la Vișoara. Doamnă dragă, toaleta la Vișoara nu ține de cap pentru nimeni. Deci, pentru nou ne trebuie Târgu Trotuș și Tuta. Fapt pentru care, să știți, au început, s-au făcut diverse speculații. Ha, mi-au sărit la jugulară, că nu sunt de acord, că nu am aprobat bugetul, că nu se va construi toaletele, că nu se vor construi străzile. Doamna, am aprobat tot. Am fost într-un trotul de acord. Nu s-a mișcat nimic. 4 luni de mandat, de când a început, nu s-a mișcat nimic în satul ăsta. Și apropo, că mi-am adus aminte, că a stricat mingea la fileu ieri. Indemnizația mea de consilier o dau pe drumuri, doamnă. O dau pe drumuri, pentru că eu fac deplasări la București. Și în teritoriul, la Bacău, indemnizația mea de 2670 de lei pe an, o dau pe drumuri. Și am venit ca să-mi decontați ceva, dar nici nu mai vin, ca să mai decontați nimic. Eu o dau pe drumuri, doamnă. Nu mă ajută cu nimic, m-ați întrebat câți bani dau. M-am interesat, 4968 de lei am plătit impozitul pe anul acesta. Anticipat, doamnă. Ăștia sunt banii care i-am adus la primăria Târgu Trotuș. Deci nu am contract cu nimeni, cu absolut nimic, nu datorez nimic acestei primării. Sunt un bun contribuabil, ca și colegii mei, ca și alții. Vreau cu exactitate. Probabil colegul meu vrea să punteze asta. Vreau cu exactitate pentru unii colegi să se spună exact cu subiect și predicat, transparență. Vreau și să le spună, doamnă, s-au luat banii din tocul ăsta de ochelari, doamnă, ca să fie pe înțeles. S-au luat banii de aici și s-au mutat aici. Ca să se facă ce? Să se facă asta, asta, asta. Mulțumesc frumos. Aștept un răspuns la dumneavoastră. Dumneavoastră, înțeleg că aveți de acum ceva cu invitația. Nu am, doamnă, îmi cer scuze. Știți cum deci... e? Adică, dacă vreți să vă certați cu cineva, căutați-vă un om pe paginul dumneavoastră, nu răzbunați pe o femeie și atunci... Doamnă, eu nu mă răzbun. Dacă doriți, eu pot să plec de ședință. Doamnă, vreți să mă ridic să plec de ședință, să părăsesc ședința? Deci nu mă... Doamnă, vreți să părăsesc ședința? Nu mă părăsesc ședința. Păi nu, dar dacă dumneavoastră îmi spuneți, eu pot să părăsesc ședința. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că am ceva cu dumneavoastră, eu plec de ședință. Nu sunt, doamnă, supărat. Sunt mâhnit pentru ceea ce se întâmplă în acest sat. În această comună, mai bine zis. Sunt foarte mâhnit. Și nu cred... Doamnă, mă enervează lipsa de transparență și că nu sunteți, doamnă, corectă. Pentru că ieri a spus că nu știți nimic. Doamna a spus ieri că... Doamnă, vă rog frumos să recunoașteți. Deci, a spus ieri că nu știți nimic. Îmi dați voi și mic, 10 minute, vă ascult. Nu, doamnă, am 3 minute. 30.000 a fost aprobat în ședință, dacă nu mă înșel, în iulie. Deci, la fiecare ședință trebuie să reluăm lista de investiții care deja ați aprobat-o. Nu râdeți.
Nu vedeți. Avem proiectul de hotărâre și hotărârea care s-a aprobat cu 30.000. Deci noi am făcut reședință și suntem la a treia rectificare bugetară. Unde ați văzut dumneavoastră? O să mai... Să ați liniștiți că am avut și 14 rectificări bugetare într-un an. Deci se fac lucruri și nevoie. Deci nu este așa cum spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră referiți la 30.000 care au fost aprobați acum 2 luni. În ședință pentru reabilitarea căminului. Dumneavoastră ce vreți acum? Să iau de acolo? Deci n-am făcut rectificare pentru rectificarea s-a făcut pentru reabilitare, pot dacă vă uitați în lista de investiții. Cu banii ăștia, ce se fac mai concret? Doamne? Eu asta v-am întrebat. Vizipare ceva, ieșim cu mulți acolo. Da, nu vă spune destul de clar că e reabilitare, că nu. Dar voie să intervin și eu. Explicați de asta am venit. De domnul primar. Așteptat să dea răspuns la sule. Deci la aia 30.000 v-am spus, ați aprobat acum 2 luni cu consiliu. Și rectificarea acum se face pentru reabilitare, pot la Micșoara. Deci este o lucrare nouă care se începe. Doamne, este... Și evaluarea este făcută de 50? Nu este făcută, deci eu prim sumă să putem începe avizii, că asta este da, procedura. Deci nu poți să spui că cineva nu poți să construiești pe satul tu, da? Doamne, și două avizii, două picioare pot costa 50? Nu, eu nu pot. Eu pun... Ferească-mă Dumnezeu, mie este, nu poți mie este frică, nimic. Deci în credințele mie este frică să sunacă-mă pe sume și să mă gândesc, să mă gândesc așa, mi-e frică noaptea pe totul. Dumneavoastră n-ați înțeles nimic din bugetul ăsta. V-am înțeles, doamne. Deci este un plan. Da, doamne, am înțeles foarte bine. Tocmai de asta v-am întrebat. Da, doamne, continuați. M-am oprit. Ce să vă mai spun? Cred că trebuie să facem o întâlnire să înțelegem ce e la buget. Că nu dar dumneavoastră să credeți că sunteți atât de meseriași în dar nu știu ce să vă spun, că ca doamne, să înțelegeți dumneavoastră, nu mă înțelegeți. Sunteți atât de meseriași că dacă vreți ca să mă provocați după aia pe cuvântul, dacă mă provocați după aia, ieși scandal. Și iar o să spuneți că altceva deci, cu dumneavoastră. Deci eu nu prind, deci nu sunt prins bani exact numai pentru a dar i-ați mutat, doamnă, că eu de asta v-am întrebat, i-ați mutat aici la investiții. Doamne, i-a spus la lista de investiții, doamnă. Nu, i-am prins pe lista de investiții. Doamne, să cheltui un leu, poți să cheltui 50.000. Doamnă, sunt doamne, pe lista de investiții. Plan. Este și, un plan. Doamnă, și nemulțumirea mea, ca să mai aud o dată, îmi cer scuze. Nemulțumirea mea vine că v-am întrebat ieri de podul de la Mișoara. S-au construit două picioare, după care s-au spart. Acolo, doamnă, s-au aruncat bani pe fereastră, vă rog să răspundeți. Nu am făcut nicio plată. Deci eu nu am făcut nicio plată pentru un pod la Mișoara. Nu știu despre ce vorbiți dumneavoastră. Deci odată ce l-am plătit, da, bă, nu mă interesează. Dar atunci cu de la sine. Bun. Odată ce n-am plătit, deci eu nu pot să mă duc să văd ce faci fiecare. Dar dispoziția de a se construi acel pod la Micșoara, cine a dat-o? Primarul? Aveți idei? Nu, eu nu am dat dispoziția. Domnul viceprimar, aveți idei cine a dat? Da, domnul primar. Bun, dar nu trebuia acea dispoziție care a dat-o să treacă în Consiliul Local. Deci eu cred, mi se pare normal, ca să nu băgăm, doamnă, eu de asta v-am spus, ca să nu intrăm noi, sau doamna, în speță, sau dumneavoastră, sau domnul președinte, că ea semnează când e președinte acolo, în caz de nu știa. Deci dânsul a dat dispoziții, fără să treacă prin Consiliul Local, și atunci, doamnă, eu nu mai văd care e rostul nostru în Consiliul Local. Ca și consilier, atunci putem să chemăm pe oricine. Oricine din acest sat are dreptul ca să vină să participe la ședințe, să-și dea girul pentru oricine. Dacă nu mai treci primarul prin Consiliul Local, o hotărâre. De ce îi spune hotărâri care se trec prin Consiliul Local? Dacă se aprobă acum ăștia 50.000, se pot consuma toți? Sau... Nu, exact asta vă spuneam. Și dacă este, se poate consuma până la urmă. Dacă vine devizul conform 50.000, da? Podul care e devizul? Păi, valoarea podului. Dar nu avem o valoare. Aici e lista de investiții, pentru că să ne înțelegem. Da. Este o listă care e făcută de doamna. Dar vreau și eu. Da, dar nu trebuie să vină o termină, dacă nu. Dar nu am primit răspuns. Vreau să întreb, ce modificări avem față de rectificarea de buget de tura? Trecută exact în reabilitare poate să la Micșoara. Da. Ca să poată începe lucrarea, să înceapă cu avize și tot ce trebuie. Ați luat în considerare consilierii din Micșoara? Ați întrebat? De exemplu, asta iar... cu el trebuie, nu cu doamna trebuie să vorbim. Doamna, este făcut cum, cât are dreptul domnul primar să dea de la, cum îi spune, prin atribuire directă. Nu pot să răspund. Nu mă ocup eu de așa ceva. Eu doar pot să vă spun că domnul primar de reabilitare, că de asta am fost invitat aici, vis-a-vis de proiectul reabilitare, modernizare totală și extinderii cămin
tuta. Domnul primar a inițiat un proiect. A inițiat un proiect pentru a primi fonduri nerambursabile pe măsura 7-6, investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural. Potrivit ghidului solicitantului pe măsura 7-6, investițiile ce pot, pot fi finanțate pe această măsură sunt doar, citesc, sunt mai multe, restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor, monumentelor din patrimoniul cultural, imobil de interes local de clasa B, restaurarea, conservarea sau dotarea așezământelor monahale ce au în componență monumente istorice de clasă B și construcția, extinderea sau modernizarea drumurilor de acces ale așezământelor monahale de clasă B și ultima modernizarea, renovarea și sau dotarea căminelor culturale. Deci, această măsură 76 nu se adresează proiectelor de construcții noi. Domnul primar a făcut o expertiză pentru acel cămin cultural care e în discuție de mult timp. Expertul a dat girul că poate fi reabilitat, modernizat și extins de structura fundației permite, fapt pentru care s-a inițiat din nou un alt proiect pentru a fi depusă cererea de finanțare și să vedem dacă proiectul este eligibil. Doamna contabilă a prins în ședința din luna iulie cei 30.000 de lei pentru că au trebuit făcute cheltuieli și dumneai, dacă nu sunt prinși bani, nu poate face pe expertiză, pe studiu topo, înscriere în cartea funciară, sunt niște bani, pe extrase, pe aviz de structură de la Consiliul Județean. Numai eu știu de câte ori m-am dus și am spus trebuie bani pentru aia, trebuie bani pentru aia. Dumneai, nu, a zis nu pot până nu sunt. De aceea în luna iulie au fost prinși 3.000 de lei pentru 30. Sau 30.000 de lei pentru asemenea lucrări, avize. Proiectul încă nu este depus, este în lucru, am revenit. Inițial proiectul a fost pornit pentru 200.000 de euro finanțare, dar studiind ghidul consolidat am observat că putem să ne ducem și cu dotări. Ce înseamnă asta? Să luăm veselă, să luăm costume naționale, să luăm... Da. Deci am o listă de dotări în birou, n-am uitat să o acum. La ce sumă ajunge? Deci proiectul, finanțarea este 100% până în 500.000 de euro. Putem primi finanțare cu 100%. Nerambursabil. Nerambursabil, dar bănuții ăștia care au fost prinși au fost pentru a ne mișca, să plătim un topometrist, să luăm un aviz, să... Pentru că la cererea de finanțare la care se depune, prin cererea de finanțare ne solicită aviz DSV, aviz DSP, mai ales că e la drumul județean, avizul de la drumul județean, numai ăsta e 800 de lei, să iei avizul la DG112, costă 800 de lei, ca să iei mediu, te bagă pe procedură, te trimite la APE, deci se leagă una de cealaltă, sunt niște bănuți care trebuie pentru a ca la orice... Doamne, îmi cer scuze, dumneavoastră ca și specialist la birou urbanism, a luat Peter cu trotuș. Vă rog frumos să spuneți și mie, cât ar ajunge această... Deci proiectul în sine, cât ar costa? Deci, proiectul... Deci plus minus dumneavoastră știți, în mod cert știți. Vă spun de la mine. Vă rog frumos. Deci spune așa, ghidul solicitantului, proiectarea, consultanța, se duce până la 10% din valoarea proiectului. Asta înseamnă, doamnă, 50.000 de... 50.000 de euro. 50.000 de euro. Doamnă, doamnă, vă rog frumos, numai puțin. Ca de 50.000 de euro, stimați colegi, bani care vor fi dați de unde, doamnă? De la Uniunea Europeană. Doamnă, dar noi plătim banii ăștia prima dată de la bugetul local, da? Păi, așa este procedura pe fond. Doamnă, mai puțin să vă mai întreb. Deci, noi am plătit până acum diverse proiecte, după cum bine știți. Drumuri care ne-am certat cu colegii aici, care nu știm foarte bine, că nu s-o vor concretiza vreodată, am plătit, nu știu ce, am dat bani care puteam face altceva. Cine ne garantează nouă, doamnă, atât, o întrebare scurtă și cred că de bun simț. Cine ne garantează nouă că noi, dând acești bani din bugetul local, noi vom primi aprobarea finanțării rambursabile 100%? Doamne, dacă este proiectul bun... Dar așa a spus și cu celălalt, doamnă, doamnă. Păi da, și ce? Acum, pe 1 octombrie, pe măsura 7.2, se deschide sesiunea și depunem proiectul ăla, drumul, modernizare, drumuri locale, Târgu Troșcă, mult discutatul proiect, se depune pentru că se deschide sesiunea. Nu ține de noi.
noi. Deci când se deschid de la fir sesiunile, noi depunem proiectele. Se încarcă online acum. Nu ne mai ducem noi. S-a schimbat, nu țin. Și vorba unei doamne arhitecte care a fost în ședință. Orice proiect se plătește. Trebuie să avem niște bănuți. Acum știți și dumneavoastră. Nu este posibil ca deci să fie de noi. 3% și nu. Restul că... Nu, este posibil prin încheierea contractului și așa am înțeles. La început, până se plătește 50% din proiect, după ce proiectul este eligibil și primim finanțare, după aia se plătește. La prima tranșă de plată se restituie banii. Și uitați, am aici tot prin timpul consolidat așa, pune cheltuiele privind costurile generale. Sunt eligibile. Consultanță, proiectare, monitorizare, management, inclusiv. Deci sunt cheltuieli eligibile. Proiectarea, deci banii care se dau proiectantului, de asta și legiuitorul a spus așa, pentru proiectele care sunt pe achiziții, proiectul este până în 5%, iar pe proiectele unde sunt construcții, gen la noi, se duce procentul la proiectare până în 10%, poate fi 8, poate fi maxim 10. Nu ține de noi, asta prin criteriile de cheltuielile privind proiectarea. Dar acum nu discutăm de de valorile proiectului. Discutăm, doamna contabil m-a rugat să vin, vis-a-vis de 3.000, de ce s-au pus băia 3.000 de lei. Se numește reabilitare și mai... A, reabilitare v-am spus, asta este așa ce rechidus, nu putem face construcții noi, doar modernizare, dotare, extindere pe construcții. Doamna, eu nu vreau să ne bani și atunci ar trebui să dăm o denumire ca să fie obținut, nu? Doamna, eu nu am reușit. Deci am făcut denumirea asta și la școală. De exemplu. Domnul Bureanu, mai citesc o dată. Proiectele... Păi nu mai era. Domnul Bureanu, mă scuzați. Acum, se putea accesa mai mult bani. Nu, domnul Bureanu, pentru că proiectele pe măsura 7-6 nu se adresează unităților de învățământ. Mai citesc încă o dată cui se adresează. Uitați. Doamna, nu e nevoie să mai citiți. Nu mai este nevoie. Doamna, nu mai citiți, că s-a făcut. Atât vreau să întreb. Cu tot respectul pentru colegii mei de la Tuta. Când vom avea și noi Târgu Drăguț, doamnă? Un cămin, un teren de sport pentru copii, cât tot din 4 ani, când? Deci toate investițiile, vreau să înțeleagă, toate investițiile se vor duce la Tuta, dar la Târgu Totuși nu vor fi, doamne. Deci și la Târgu Totuși pot fi. Inițiați proiecte, veniți cu idei, cu propuneri. Păi cum să inițiem noi proiecte, dacă deja... Nu, dar e posibil, cum a apărut măsura asta cu reabilitare, să apară și construire. Și atunci sunt fond, da, sunt fond. Bun, și dacă nu va fi ceva, să mai fie reabilitare, se și atunci dacă nu va fi măsura asta construire, ce vom face? Atunci o spunem și la aceeași întrebare. Cine ne garantează nouă că... Nu știu ce. Că nu, doamnă, dar nu ne garantează, pentru că nu mai luăm fonduri. Deci nu mai luăm fonduri de afară, nu mai vin și facem cu bani din bugetul local. Dar nu se poate. Niciodată nu o să reușim să facem investiții pe bani din bugetul. Dacă noi nu accesăm fonduri europene și nu ne zbatem pentru aceste fonduri, vom sta în... 1 miliard, 2, 3, 500 milioane. Proiectul vechi de la Căminul de la Drăguși. Da, este proiectul vechi. Este un proiect mare. Poate fi... De câți ani stă la Dospic? Deci el când a fost pornit să fie făcut pe fonduri proprii, de la bugetul... Eu m-am interesat, deci nici pe Plan Național de Dezvoltare Locală, ordonanța asta 28, nu dau bani pe construcții noi. Nu știu de ce nu dau bani pe construcții. Dau pe modernizări, reabilitări, dotări, nu dau bani. Că am vrut proiectul ăsta tot pe 7-6, să punem proiectul construcție nouă, cămin cultural, cu totuși, nu avem, nu putem. Doar deci dacă... nu facem prin gal, doamnă, prin gal Valea Trotuș. Domnul Mititelu, prin gal Valea Trotuș. Galul este, aparține tot de, prin PNDL, pe Programul Național de Dezvoltare care este local. Și sunt sume foarte mici. Și noi, la bază, tot ghidul solicitantului pe PNDR-ul mare avem în gal. Deci galul nu este, deci galul este axa 4, era pe 2007-2013, din PNDR-ul mare. Tot acolo. Deci nu este, deci tot aici ne învârtim în plan național. Nu dacă ne dă o sumă cât de asta și putem să începem. Dar nu avem proiecte, domnul Mitelu, nu sunt proiecte eligibile, că ar trebui să ne ducem tot pe 7-6. Galul nu dă bani de pe alte... Păi dacă ăsta nu e proiect eligibil, că facem nou, doamnă, cine ne garantează încă o dată, vă spun, că la Tuta ăla va fi eligibil. Să dăm noi 50.000 de euro, care chiar... Pentru că însuși ghidul solicitantului mă trimite pe proiect de modernizare și dotare cămin cultural. Deci eu dacă mă duc cu un titlu de proiect
cum am inițiat cu ăsta de la Tuta, de modernizare, renovare, dotare cămin cultural, sigur la firmă va fi proiectul eligibil. Dacă aș pune construire cămin Tuta, sigur îmi respinge proiectul, că nu mă încadrez pe proiectele eligibile din instituțiilor, da, pe cerințele lor. Păi și renovare din cămin Târgu Trotuș, nu spune, mai vei cămin din Tuta decât... Dar unde e? Deci dați-mi bani, că eu am un ăsta ca să cumpărăm și la vin. Vă eu sunt de negocieri și la deja la... Care cămin? Din căminul vechi. Putem să facem toată. Dar ce unde e căminul nostru? Ce cămin vechi avem? În căminul care a fost. E foarte bună, domnul Mititeu, inițiați un proiect să achiziționăm un teren. O idee foarte bună, să achiziționăm, să facem ceva acolo pe... Deci dar de ce să achiziționăm, doamna Dana, să dăm bani când avem terenul? Ce teren noi avem, domnul Mititeu? Dar unde-i, doamnă, trecut? Ia spuneți dumneavoastră, unde-i trecut... Căminul cultural de ăsta. La școala de Târgu Trotuș? Da. Așa, dacă avem teren, unde să cumpărăm dumneavoastră? Chiar ne-i bate, vă bate jos. Unde să ne ducem acasă să cumpărăm teren? Nu, dar eu n-am zis să facem cămin cultural. Eu am zis să facem o altă investiție, ceva acolo. Deci, bază de... Fiți, vă rog, dați-o voi și mie. Deci, eu chiar n-am șoat. Dacă m-a ascultat, mi-aduc aminte și un parte din consilier care au vechime Consiliul Local Trotuș. Această construcție, care se cheamă Cămin Cultural Tuta, a fost închiriată diverselor societăți pentru a desface diverse activități, în special cu comerț. În momentul în care mi se punea în față un astfel de proiect de hotărâre, de la Bacău erau respins, datorită faptului că se spunea nu se pot închiria spații destinate culturii pentru a desfășura activități comerciale. Și a fost schimbată din rădăcini această denumire. Deci, cu alte cuvinte, eu așa știu că nu există denumirea de cămin cultural la Tuta. Nu. Vă aduc inventarul domeniului public anexa 82, în care este făcut și cadastru și înscris în cartea funciară cămin cultural. Anul dării în folosință. Înseamnă că cu hotărâri care le-am adoptat și s-au închiriat, înseamnă că nu ați fost înștiințați corect. Așa se spunea, închirierii fost cămin cultural, fost. Deci, eu schimbat destinația cu altcum. Și acum tare mi team mie când o să ne se pună bețărot, voi să cheltuie niște bani, stau. Nu, dacă nu mă pot duce, vreau să mă duc extrasul de carte specială. Reabilitare că nu-i cămin. E de cămin. Iar pentru Târgu Trotuș, apropo ce spunea domnul Mitelu, nu putem pentru un proiect de hotărâre să schimbăm denumirea fotului ce a pe Târgu Trotuș în cămin cultural să reabilităm și pe ăsta că avem nevoie. Bravo, domnul Goagă. Spațiul este construcție. Da, domnul Goagă. Nu mai punem firmă, tată. Foarte bine, cămin domnul Goagă. Deci pot să vă dau eu răspuns. Atunci putem în inventarul domeniului. El a fost cămin cultural. El a fost. Școală. Da, școală. Și școală și după aia s-a folosit în cămin. Deci vă pot da și eu răspuns? Nu. Pentru că în inventarul domeniului public aprobat pe hotărârea de guvern 1347 din 2001, cu toate bunurile din comuna aparținând comunei Târgu Trotuș, avem sediu CAP. Și este extras de carte funciară în care este înscris când s-a făcut dezmembrarea terenului, când și domnul... Da, dar nu există denumirea de CAP în România. Dar nu mai există, domnul Văzgaru, exact ce a spus domnul Văzgaru, nu mai există denumirea de CAP. Domnul, nu putem să facem și la extindere și modernizare. De ce nu putem face doar? Că nu faceți, eu v-am spus din punct de vedere... Adică să cuprindem un inventar, că fost cămin cultural, bineînțeles. Și să am diferite. Sunt acte dovedite în sensul că au funcționat, au fost spații închiriate pentru astfel de activități culturale. Deci, ca să accesez, una din condițiile ca să accesez fonduri europene este ca terenul să fie domeniul, terenul și construcția să fie domeniul public. Și ce prin hotărâri de construcție? Câte domeniul? Deci, noi privat nu se poate, Deci, regimul juridic al imobilului care se supune proiectului trebuie să fie domeniul public. Asta ce înseamnă? Să fie prins în inventarul domeniului public, aprobat prin hotărâre de guvern 1347 din 2001, care este la noi la Târgu Trotuș, este anexa 82. Și vă pot aduce și vă pun pe masă inventarul domeniului să vedeți acolo cum sunt prinse toate imobilele aparținând domeniului public cu denumire. Drum, pot, pastia, cămin, sediu CAP, că așa a fost atunci, în 2001, la prins, când s-a făcut inventarul. Păi, domeniul public sau public? Domeniul public. A dat exemplu pastia de la Vișoara. Și pastia este domeniul public.
Bun, și asta? Domeniul public. Și atunci spuneați că trebuie să fie în parte, fac parte domeniul public pentru a putea face investiții. Da, am spus da, am zis sincer, da. Ca să fie prins în, ca să fie un, supus unui proiect pe fonduri europene, imobilul trebuie să fie domeniul public, nu privat. Da, și așa este. De ceea ce e domeniul privat, doamnă, dar nu public. În public. În public, domnul Bloc. Da, domnul Bloc, dar inventar este pus sediu CAP. Este denumirea. Dar cine CAP e o rapă? Dar ce, domnule, ce putem să facem? Să-l scoatem noi printr-o hotărâre din Consiliul Local. Facem un HCL, hotărâre din Consiliul Local, frumos, elegant, și o să fie trecem și frumos. Pentru Vișoara, că e aproape la Vișoara. Modificație, deci prin hotărâre din Consiliul Local. O să fie și pentru Vișoara, că e aproape din drumul acolo, și o să fie și pentru Troia. Vă spun că orice înscrie, completare, modificarea domeniului, se face prin bază de hotărâre de Consiliul Local, care se, cu o notă de fundamentare se înaintează Consiliului Județean, compartimentul juridic, care la rândul lor fac o altă documentație și o înaintează la guvern, în care va apărea în monitorul oficial o anexă, se modifică. Poziția 104, denumirea imobilului din sediu CAP în Cămin Cultural. Asta se poate face, doamnă, fără problemă. Da. Pentru că am urmărit diverse inițiativi. Da. Inițiați un proiect de hotărâre. Da, doamnă, vom iniția la următoarea ședință un proiect de hotărâre. Da, propun, vis-a-vis de punctul 2, deci proiectul ăsta, la urmă, va fi o construcție. Nu, va fi o construcție reabilitată și extinsă. Domnul Ungureanu, știți cum va fi? Vă dau un simplu exemplu. Cum este fosta casa lui Ciolacu, care este, cred că, cuprins în autorizație de construcție, care e normală și aia este retezată din temelii, la fața pământului și la construit, sub perdea. Domnul Vadă, nu știu dacă e că proiectele europene sunt foarte bine monitorizate. Lăsăm o cameră pentru casat bilete acolo, ca să n-ai probleme mai tari, să ajungem să dorăm. Deci n-ar fi rău mai să ajungem să dorăm. Că dacă am întrebat, atunci trebuie să facem ceva. Orice proiect pe fondurile europene este foarte bine, vin în vizită în teren, este foarte bine monitorizat. Dacă ai pus 5 ani și după implementare de 5 ani... Doamne, haideți să spunem foarte clar, fără proiecte și fără să-ți inițieze proiecte, nu se poate face nimic, nu se poate mișca nimic. Dar să avem garanția că se duce pe locul. Avem lecția învățată din anii trecuți, am făcut proiect pentru punct documentare turistic, s-au cheltuit bani, nu ne spune câți, dar se poate afla. S-ar și banii s-au dus. A murit. Proiectul cu Galu, cu podul de la Varadici, a murit. Deci asta este proiectul. Cămin cu trată, cu trot. Ok, eu distrui bani cu demembrarea terenului, cu trecerea în... Deci proiectul s-a plătit și a murit. Și a murit. Asta se face. Asta este. De asta am spus. Dacă se poate un contract să te citi. Da, vedeți că noi ne-am deplasat acum la subiect. Nu ne-am depăsat noi. Nu, păi acum e. Nu, eu vreau să spun doar atât. Nu vreau să spun doar atât. De la podul de la Vișoara, la Căminul de la... Nu, eu vreau să propun la acest proiect. În legătură a fost, în legătură cu banii și atâta. Domnul Cădică, eu vreau să propun doar atât. În ăștia banii ăștia care sunt prinși în lista de investiții, aș vrea să propun, ca să așteptăm până luna viitoare, să prindem și proiectul de la Târgu Trotuș și atunci să le demarăm pe amândouă. Nu putem prinde. Pentru ce proiect la Târgu Trotuș? Păi, tocmai am discutat, domnule, ca să prindim... La guvern. Păi, trebuie la guvern. Nu, nimic. Mai face și luna viitoare, dacă e nevoie. Dar am scoate sub punctul ăla de la Vișoară, cu 50 de mii pentru podul ăla, că nu s-a făcut nimic. Și de ce s-a primutat? Dar ce să nu se facă? Lasă să se facă. Dar nu, ați văzut. Ia spuneți-ne, ia spuneți-ne, este necesar podețul ăla acolo sau nu? Sau banii se pot investi în altă parte? Cum să zic eu? Este necesar sau nu este, adică nu trebuie să fiu împotriva voieții oamenilor. Cât e necesar este, nu, dar depinde ce calitate și ce tip de pod este. Acolo sunt foarte mulți suprafețe agricole care trebuie să lucrați cu utilaj agricol. Dacă faci un pod, dimensiuni, zicem, cel mai pe Trotuș, că e peste Trotuș ăla, dar dimensiuni nu pot trece în utilaj agricol. Automat, acolo, trebuie un pod minim de 5 metri. Deci vreau să fie viabil investiția. Și publicul, podeți cu ce
se merită investiția. Să gândească bine de ce mai face și cum să cheltui banul, decât să ajungă cum să o ajungă cu podul de la parat, mai degrabă nu ducea. Trebuie să facă proiect. Poftim? Poți amestea ISC-ul. La poduri, cel puțin, e... Fără autorizație de construire, fără procedură. Păi și atunci cum a început lucrarea fără proiect? Păi, nu știu, s-a început, am înțeles și s-a dat urmă. Da, am înțeles că se poate... Nu-i vorba de suportat, nu e vorba. Aici, cum s-a început? Doamna, trebuie să fie supus unor autorizații. Doamna, vreți să vă spun cum ăsta... Deci dumneavoastră, ne spuneți dumneavoastră sau le spun eu, colegilor mei, cum s-a început? Erați cu domn primar acolo. Nu, mă lăsați să spune, da? Da, spune, și dumneavoastră confirmați dacă e adevărat sau o infirmați, da? Deci nu, doamnă, s-a dus domnul primar acolo și a spus că pe barba lui și mușchii lui să se înceapă construcția. Adevărat? Eu nu știu. Doamnă, stați așa. A venit. Ce au venit organele competente. Care s-au apucat de lucru? Au venit constructorul, s-a apucat de lucru și a spus, nu, domnule, faceți pe barba mea și pe mușchii mei. Bine, n-a spus chiar așa. Da, da. Nu, și după a venit organele în drept și au spus, domnule, dumneata, ești pasibil de amendă, de la până la. Și ca să nu plătești amenda asta, că, bineînțeles, se va da din bugetul local de aici, din primărie. Da. Să strică ăla. Nu, stricați ăla și dai tu o amendă constructorilor. Nu e adevărat. Vă spun eu, sâmbătă s-a turnat, vă zic eu. Da, spuneți. Și noi când am mers acolo și când am văzut cum sunt proiectate picioarele, ei au ținut cont de lungimea drumului și n-au ținut cont de scurgerea apei. Și au luat-o pe drept și au făcut pilonii exact în pârâu. Despre asta e vorba. Da, adevărat. Dar despre asta e vorba. Foarte bine că a făcut așa fără proiect. Da. De ce asta e? Dar proiectul fără proiect, doamna? Da. Deci eu asta vreau să fac. Eu aici vreau să ajung. I-a spus încă o dată. Domnul primar, dați-i, domnule, drumul la treabă. Și aia se vedeau cum e piept că jucau în... Regele King Kong. Și nu, domnule, știm noi să facem și... Nu, după aia m-am bătut eu cum îmi și am zis că trebuie să stricate pe eu știu de unde este problema mea. Apropo de podul ăsta. Nu, deci asta e ceea ce am văzut, eu spun ce domnul Goab e unul din consilierii noștri și care locuiește în apropiere. Și cred că e destul de îndreptățit să spună. Să merită investiții de asta în pârâul ăla sau nu? Oricum, numai 50.000 de lei, numai ți-au luat. Să-mi spuneți pe mine să-mi dau pe aici două cuvinte. Vă rog frumos, haideți să ne ascultăm unii pe alții. Sunt 14 familii care au spus cererea. Am fost cu un proiectant la podul de la Târgu Drogi, Tuda, la piciorul ăla care a fost afectat. Este foarte clar, am zis proiectant, inginerul cu podurile. Fără proiect nu te poți atinge. Deci la picior, ascultăm un pic de ce, dar trebuie să explic. Aici, dacă nu se face un proiect, nici nu știu care e podul, nici și sunt din Vișoara, că nici se explice. Haideți să nu mai pierdem vremea. Nu sunt date concrete, nu mai avem ce discuta. Retragem banii de la... Da. Adică ideea este, e nevoie de investiție asta în până ăla sau nu? Se poate face un pod de 5 metri? Nu, nevoie este. Nevoie este. Eu știu locul. De ce nu pot să fac o plată? Dumneavoastră degeaba râdeți. Chiar râdeți degeaba. La orice spune fiecare, dumneavoastră puftiți în râs. Pe cum să nu bufnesc? Haideți să... Spuneți-ne și nouă de ce, să râdim și noi. Păi da, așa mie vine. Ce vreți să plăți? Păi mie mi se pare corect că asta... Eu nu pot să plătesc nici spune, nu pot să plătesc nimic dacă nu am lista de investiții... Da, doamnă, stai, este... Dar eu trebuie să știu acum ceva mare din prima. Doamnă, doamnă, doamnă. Cum să puneți pe lista de investiții 50.000 de lei, doamnă? Nu se putea să prind 30, 4... Dar de ce n-ați prins, doamnă, 2.000 de lei? De ce n-ați prins 2.000 de lei? Pentru că 2.000 de lei este prea puțin. Nu, doamnă, nu este prea puțin, veneați și justificat o ședință. Și nu vă teamă, mă, și... Este un plan. Este un plan. Deci lista de investiții este un plan. Deci nu trebuie să nimic. Și care se poate aprova sau nu se poate aprova? Se poate aprova sau nu se poate aprova? Eu știu că aveți ceva împotrivă să nu se facă nimic. Așa s-a făcut cu extinderea la electricitate. Eu! Cu toate lucrările la extinderea. Eu am ceva împotrivă, doamnă? Și acum uitați că e fost gata. Doamnă, eu am ceva împotrivă?
Deci mie mi-a trimis, doamnă, deci dacă mai spuneți mie ceva, că eu sunt împotriva a tuturor lucrărilor din această comună, eu vă dau cuvântul meu că vă acționez în instanță. Și eu trebuie să vă acționez. Păi acționați-ne, haideți să ne acționăm. Bun, hai ca să nu legat de cum ați întrebat de podă că este pentru că eu n-am fost la nimic, mai sunt împotriva oricăror investiții care sunt benefice și aduc proiecte viabile pentru satul ăsta. Bun, haideți să punem la vot punctul ăsta numărul 2. Cine este pentru? Cu ce? Cu punctul 2. Deci s-a discutat până acum. Eu am luat numai 2 ori decât tot discutăm. De buget. Rectificare. Rectificare. Domnul președinte, aveam și eu de luat cuvântul, dacă n-am mai putut de dată. N-am mai putut. Domnul. Probabil. După, imediat. Este aici un punct. Nu am avut sens. Modernizare drumul de interes. Domnul Goadă, de ce râdeți? Poate să-mi spună cineva care are drumul de interes, că eu am și eu niște drumuri de interes de completat. Și ăla e tot de 2 luni. Reveniți la de 2 luni, de luăm ședința, suntem de 2 luni. Unde e de 2 luni, domnule? Păi dacă nu s-au aprobat de la PNDR, Mihăiță. Păi da, dar... Păi doamnă, băiatul a întrebat, drumuri de interes. Că așa drumuri de interes puteam să vin și eu să spun că în țara domnul dumneavoastră știți că vine cu leful și nu sunt drumuri. Vreți să... Ce s-a investit aici? S-a pus palatul ăla să se strice ea? Deci, e vorba, suma asta e pentru banii, pentru asfaltarea care am aprobat noi cu 2 luni. Sau ce... N-am înțeles. Drumuri agricole. Sau deci e vorba de drumuri agricole, da? Nu, nu, nu. Nu. De asta trebuie să spunem că facem un proiect de hotărâre. Deci sunt două proiecte. Sau este proiectul pe 7.2, drumul locale, drumul de modernizare. Modernizare drumul local. Așa, aici am văzut. Deci sunt două proiecte. Proiectul care s-a făcut când a venit proiectantul la solicitat domnul Cocoroțeanu, care se depune pe AFIR pe 7.2, ăla, Târgu Trotuș și Vișoara, tuta, tronsonul ăla de mult discutatul tronson, ca să avem punctaj în DG112, care va fi depus pe AFIR acum la 1 octombrie. Și s-a mai inițiat un proiect, pentru că au fost discuții de modernizare, drumuri în satul Tuta și Vișoara. Da. Pentru a nu mai fi aceste discuții, de ce la Târgu Trotuș și Vișoara și la Tuta, nu? Domnul primar, proiect care este depus anexa 3 pe Programul Național de Dezvoltare Locală, finanțare Guvernul României. Și probabil bani sunt pentru proiect drum, că toți și pe fondurile primite de la Guvernul României sunt, au la bază tot un ghid în care numai anumite proiecte sunt finanțate. Și titulatura proiectului care este așa, drum de interes local, așa spune în ordonanța 1500, nu mai știu cât. Deci este vorba de proiectul de modernizare drumul satul Tuta și restul de la Vișoara. Deci pe modernizare drumuri sunt două proiecte. Unul pe 7.2 AFIR, care este deja proiect complet, documentație tehnică și... Și un proiect care urmează modernizare. Probabil acolo bani sunt pentru aia. Modernizarea asta unde va fi? De acolo. La Tuta? Da. 85 km. Sunt 6.5 km de drum. Toate drum de la biserică. Deci drumurile comunale în afară de drumul județean. Ce avem noi lăsat. Da, nu le numim drumuri comunale. Sunt aia dintre reședințe de... între localități. Drum local. În ședința viitoare, doamna secretar, o să vină cu anexă de numire, mult discutată anexă de denumire de stări. Toate drumurile vicinale din comuna noastră, care sunt numite vicinale, așa, vor fi denumite străzi cu... Ați propus de 10 ani. Sunt propuse. Sperăm să ajungem să le și denumim și să facem anexă. Păi dacă o să fie și căminul la fel ca cu străzile... Mihăiță, te-ai făcut înțeles? Nu mai fiți așa. Nu mai fiți așa. Haideți să trecem tot la urmă. Noi să facem și la urmă. Dar nu avem niciun invitator. Cine este pentru numărul de aici? Ridicarea bugetului. Bine? Mihăiță, votez pentru. Nu. Fii atent. Nu. Fii atent, te rog. Păi dar, 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 păi da, dar fiți atenți. Una. Haideți încă o dată.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? 10 pentru. Abține. 1, 2, 3, 4, 5. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind transformarea grației profesională deputat, grad profesional asistent, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu pentru un funcționar public și modificarea corespunzătoare a statutului susținut de la aparatul de specialitate al formalului profesional de privat. Dacă se scăci? Nu s-a adăugat și s-a comisionat. Poți să nu pleci fără documentare. Și cu ceva, da, așa ești ca un amendat. Pot lua cuvântul curat? Da, iau, domnilor și domnilor, consider că, numai puțin, vă rog. Consider că era necesar ca să vină doamna Andra Anguța să dispună dacă, într-adevăr, nu am nimic, o să-i dau votul pentru doamna Anton. Da, cred că așa era de bun simț ca să vină la ședință să ne spună. Că a făcut doamna un referat în care scrie că virgulă corespunde din cutare, cutare, cutare. Trebuia să vină să ne spun. Acum, mă rog, s-a făcut, ce s-a făcut? Doamna trece de la deputant, de la deputant la asistent. La asistent, da? Da. Ok, asta a luat. Dar procedura. Da, da, înțeles. Da. Domnul președinte, atât pentru cultura mea generală, ca să știu de altă dată. Care este durata perioadei de stat? 6 luni. Durata 6 luni. 6 luni. Mulțumesc. Bun. Supunem la vot, punctul numărul 3. Cine este pentru? Este funcționare. Este specificat. Da, trecem la punctul 4. Deci, proiect de hotărâre privind informarea Consiliului Local al Comunei Târgu-Totuș cu privire la acordarea ajutoarelor alimentare din cadrul programului de pentru persoane prevăzute la articolul 3 al meandrumului, litera H din HG 1999-2014. Da, modificările și completările ulterioare. Cine să scrie? Fac cuvânt aici dacă are cineva din aceea. Asta discutăm de ce? Da. Nu sunt mai acolo. Cine e pentru? Da, s-a discutat de la 15 pentru. Și acum, vă rog, vreau să vă citesc cu adresă de la Școala Târgu Turopuș. Către Consiliul Local. Având în vedere ordinul Ministerului Învățământului 4619 din 22 septembrie, privind metodologia de organizare și funcționarea Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ, vă rugăm să desemnați 3 reprezentanți ai Consiliului Local care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ale satului Târgu Troduș. Vă rugăm să faceți 3 propuneri. Cine a fost președintele Comisia Veche? În Comisia Veche știu că a fost domnul Abădării, domnul Mititelu Liviu și domnul Fortuș, care era consilier. Deci, în același principiu vrea să fie urmat un reprezentant din tot al unui tot, unul de lucru. Că așa au fost atunci. Pentru Trotuș. Pentru Vișoara o să numesc pe domnul Sfârlea. Nicolae. Pentru Trotuș, domnul Amor. Nu, Trotuș sunt eu. Da. Dar cine e locul? O să fac și eu propuneri, da. Da, sigur, faceți cât vreți să supără. Pentru Trotuș, propunem pe domnul Mititelu Ionel. Da. Pentru Vișoara. Mai mai să.
să ne reprezinte domnul Boagă. Eu fac parte de Radio Cluj. Facem parte de Radio Cluj. Domnul Nicu. Sorile Anicula. Nu este propus? Este propus. Este pentru Fișoara, dar este deja. Să-i supunem la pentru Tuta nu am niciun pentru Tuta, domnul Ungureanu. Domnul Ungureanu Petrea. Lenge Mare. Sau Lenge. Lenge Mare. Lenge Mare. Lenge Mare. Lenge Mare. Lenge nu știu, hai să faceți propunere. Eu am propus trei. Da. Două propuneri. Păi țineți cont de ce am zis domnul. Deci Ungureanu Clement, da? Da. Pentru da. Tuta. Mai sunt alte propuneri? Pentru Tuta, Lenge Mare. Lenge Mare. Bun. Supunem la vot. Târgu Trotuș. Domnul Grigini Titel. Cine este pentru? Și mai cine este? Este în raport. Păi nu, acum ar votăm pe domnul Liviu. Nu putem vota doi la ei. Nu mai vot în vreo ce spus? Deci un vot, două, haideți vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dar trebuie... Ah, și acum mai da? Bun. Vișoara, domnul Sfârlea. Deci, pentru domnul Sfârlea, vă rog, trebuie să votați. Nu, reluăm vot. Trebuie. Începeți din nou, domnul. La Târgu Trotuș. Pentru Andă Căsă. Repetăm votul? Sigur. Bun. Târgu Trotuș, domnul Liviu Mititelu. Voturile, vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vișoara, domnul Sfârlea. Mai e o propunere. Mai sunt două. În ordinea care le-am trecut. Deci pentru Mititelu Ionel. Mititelu Ionel, pentru. Cine este? Mititelu. N-am voie să. 5, 7, 8, 9. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Șapte. Șapte. Și cu șase fac 13. Deci, care n-au votat... Da, da, nu este... Cei care n-au votat, zice, cine a votat și pentru Liviu, a votat și pentru. Și de asta... Cine e ăla? Cine? Păi nu, șapte cine a votat. Păi nu e regulă, da? Aveți cum nu e regulă, domnule? Nu e regulă. Cu șapte plus șase fac 13 și cu unul, doi candidati, fac 14 consilieri prezenți. 14. Deci nu suntem 15. Nu 15 suntem cu președinte. Păi, dar poate unul încă n-a votat. Dar nu vreau să întrebare azi. Da, ține-ți, dar la aici nu mai contează cine se abține. Luăm voturile pe. Nu, ca să iasă la număr. Iasă la sute. Ponde, mai votăm o dată? Mai votăm o dată? Exact care sunt. Lăsați pentru tura viitoare, doamne. Nu. Le trebuie... Adresa e din 5-a 9-a. Să se voteze din nou. Votăm până dimineața. Trebuie vot din nou. Haideți să votăm Vișoara. Dar atunci, hai să dăm fiecare formațiune. Poate un reprezentant din fiecare formațiune și nu mai trebuie votat. Mi se pare corect. Dar tot atâta ne... Dar dacă fiecare reprezentant, să faci și fiecare care îl propune. Fiecare că un reprezentant și... Fiecare reprezentant să nu faci. Și tot așa pe localități sau... Sigur, eu trebuie să propun. Păi dă-mi bine. Propuneți la voi. Eu propun de Liviu. V-am zis din aici. Da, ok. Deci la fel cu trotul domnul Liviu Mititelu, da? Eu îl propun pe cel. La Tuta, da? Și eu îl propun pe Lenge Mare. Noi, doi din Tuta, trebuie unul din Vișoară. Domnul meu, este din trei partide. Are dreptate. La formația mea. Are dreptate. Normal trebuie să fie pe Lenge Mare. Păi da, da. Și lăsați Vișoară are cât dracu obține o problemă. Nu, domnul Tătrică trebuie. Nu trebuia propus ca să fie, adică să eu zic că era corect așa, trebuia propus ca să fie Trotuș, Vișoara, Tuta. A, cu noi PDD-ul, dacă vreți neapărat de Vișoara, pe doamna îl zice și da. Vice, da. Ce vreau să vedem? Bun. Da.
Și domnul Pungureanu, vis-a-vis de adresa cu DMC-ul, ne-a făcut o solicitare la DMC, prin care am invitat astăzi la ședință un reprezentant. Ei ne-au trimis o adresă prin care au spus că nu pot veni astăzi. Urmează să-i invităm la următoarea ședință. Deci eu aș menționa ceva. Deci personal nu am treabă cu DMC-ul sau cu timp complet. Deci nu am nicio problemă cu ei. Atât m-ar fi interesat să vină, să ne spună punctul de vedere în legătură cu minuta încheiată. S-a respectat, nu s-a respectat, din ce cauză, ce s-a întâmplat, poate au opțiunile lor, poate s-a dus, s-a făcut încă, eu știu ce, alte demersuri, că nu trebuia să țină cont de minuta încheiată între părțile care au fost la ședință, la participare aici. Eu așa am înțeles că n-a fost numai DVC-ul, a mai fost și timp complexul. Ca atare, dumneavoastră aveți obligația de a anunța până la urmă pe toți cei care au fost în minuta respectivă. Nu neapărat și DVC-ul. Eu așa consider. Poate trebuia și din partea timp complexului anunțat. Să vedem care este atitudinea lor. Deci părerea lor, ce s-a întâmplat, cum noi este... Noi facem și la timp complex. Deci trebuia să vină să ne explice, domnule, s-a demarat. Activitatea a fost o minută încheiată, pe o parte, până la jumătate s-a respectat, cealaltă jumătate, de ce nu s-a respectat? Adresa trebuie făcută fiecăruia dintre părți. Deci așa mi se pare corect. Ca să putem vedea pe parcurs ce măsuri luăm, adică, domnule, se mai face, nu se mai face. Dacă nu se mai face, atunci o să vedem pe care a Consiliului. Domnule, pentru că trebuie, la un moment dat, va trebui finalizat canalizarea asta. O avem de atâția ani de zile, canalizarea și se colmatează acolo și noi nu o folosim. Deci trebuie o situație în așa fel ca să... Dacă toți suntem la diversi, am intrat la diversi. Păi, dar, ajunge într-un stadiu în care... Vorbiți unul peste altul, nu? Nu, poate mai. Când vine domnul primar, vă rog frumos să luați legătura cu dânsul, vreau să știu de ce nu s-au dat... Scris, doamnă, în procesul verbal, vreau să știu de ce nu s-a dat containeri pe strada aia la Vale, la Remus. Deci, și la Tuta. Nu sunt. Și Tuta. La Tuta. Și la Tuta. Da. De sat, nu s-a dat containeri, lumea este nemulțumită și să vă spun a lăsat saci. Nu un pic de lăsați-mă să termin. A lăsat în saci de plastic și le-au rupt câinii, doamnă. Da. Mai este o problemă pe care am semnalat-o nu odată, nu de două ori, de foarte multe ori în ședințele de Consiliu. Dacă următoarea ședință nu se ia măsuri și nu se montează o cameră, noi nu suntem groapa de gunoi a celor din jur. Pentru că vin și lasă la punte aici, la Tuta, aici unde e stația, numai gunoaie. Da. Deci am zis, i-am spus domnului primar, vă rog frumos să consemnați acolo, i-am zis domnului primar să ia măsuri, să pună cameră. Este greu o cameră? Cum s-a plătit 30 milioane pe o cameră, poate să dea acum 100 de euro pe o cameră. Da, pot să vă spun. Sunt drumuri în Țarna Nouă, care nu le-am mai pus aici. Vreau frumos când vine, eu voi iniția, doamnă, vă rog să notați, voi iniția un proiect de hotărâre pentru drumurile din Țara Nouă, vin cu căruțele, cu mlaște de oameni, cu un noroi dintre ala și strică drumurile, care s-a pus balast pe drumurile alea și ne strică. Trebuie neapărat să băgăm niște balast, niște pietriși dintre ăsta pus. Nu știu, eu vorbesc, nu mai strict mă refer la comuna mea, la satul meu. Ceilalți consilieri care sunt din celelalte sate pot să-și exprime... Da, doleanțele. La Țarna Nouă, asta, da. Deci, legat... foarte, foarte important. Și mai sunt, mai erau niște becuri, dacă ar fi bine ca să vă duceți să vină și cu domnul Ilie, să vă mai duceți puțin, că mai sunt niște becuri pe aici, pe undeva. Și am mai văzut... Ele s-au în fiecare zi, vă spun eu. Doamne, am văzut într-un loc, credeți-mă, și nu m-a bătrâne acolo. Eu, Doamne ferește, dacă te-ai dus noaptea și să-i dă-l ăla în cap. Dar eu zonă că nu vezi nimic, că scoți ochii. Miercuri au aprins tot iluminatul public. Nu știu, sunt două zone care am zis că mă duc și să... Dar nu știu nimic. Nu știu, poate ce mai faci. Gata, e la zi. Ești la viteze, că ai vreodată vorbiți. Nu mai e la zi. Suntem, dar văd că nu știm dacă am terminat. Eu am terminat, domnul. Da, bun. Deci legat de cameră, vorbim. Deci am domnul trebuie să spună cu voi, chiar asta legat de cameră acolo și încă într-un loc. Și eu spus că aici pe voi asta voiam să spun. Da. Vin și pe partea și legat de... Și ne-a venit și pe partea asta. Dar acolo, la două familii, nu e bună. Legat de cubene. Nu e cubene, nu e bună. 6 de cubene. Până acum, asta e prim. 800 și așa de 86. Trebuia alt. Altă cerere la Rompres pentru Tuta și pentru restul care l-am asfaltat. Faceți, doamnă, că sunt păriți, okay. Voi da, 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 da. Deci asta am discutat acolo. Și oamenii mi-au spus, știi, și mi-au spus, deja am plătit și nu mi-au duce cu viața. Așa. Și atunci, apropo, memo să vedem, vreau să întreb.
Acum două ședințe mi-ați spus apropo de banii ăștia pentru proiecte. Că se pot da și 20 la asta, nu? S-a angajat pe cea nu, se negociază. Contractul se negociază. Deci între părți. Dar, cum se cheamă, uzura, procedura, nu? Sau practica, sau practica treaba asta. Da, în practică există. Dar există înțelegere. Vorba de câteva milioane, de 90% de cetățeni. Vorba de câteva milioane. Asta e ideea, trebuie să punem aici. Strofocăm, dăm 10.000 de euro pentru un proiect. Dă drumul la proiect și... O să iau cuvântul. Da, deci vă rog frumos să consemnați acolo. De vreo 3 ani sau 4 ani de când s-a întrerupt lucrările la canalizare, tot repet, aceeași întrebare și nu îi se dă. Vreau acum un răspuns scris, concret, dacă s-a demarat ceva în legătură cu canalizarea din comuna Târgu Drogeș. Fiindcă mai avem 2 ani la dispoziție, dacă nu acționăm acum, rămânem cu ce? Exact. Eu am impresia că să nu fie și de garanții totuși stația de jos. Stația s-a dat în primire când? Acum 2 ani, își pare. Eu cred că e și de garanții. Și nu s-a făcut nici probă, nu s-a făcut nimic. Tare mi-este frică. Nu, acum 3 ani. Deci îți spun garantat, în octombrie acum trebuie și stația. Dacă se știa... Trebuie neapărat. Nu o să primim numai o clipă. Noi ne aruncăm aici, facem, că o să asfalteze, o să facă, o să... Nimeni nu o să-ți dea aprobare că dacă n-ai canalizarea băgată și pe viitor pus în proiect să se bage canalizarea pe acea stradă. Deci țineți cont de treaba asta. Sunt lucruri foarte importante pentru noi. Nu se poate asfalta până nu se racordează oamenii. Atunci a fost, da, nu a fost la, a fost și a murit subrelu de la Făcăru, s-a fost la Făcăru, s-a fost la Făcăru. Nu, am terminat. Aștept răspuns. Scris, nu? Da, bineînțeles. Da. Dacă pot să... să și vă... dacă aveți nevoie. Da. Domnul stai că domnul Făcăru da. Nu, nu atât vreau domnul Făcăru, ce scuze. Să-mi dea și mie scris, dacă acel domnul Făcăru să... Vreau și eu... Da, atunci scoțile. Da, chiar. Okay. Eu mă rog, mai dorește să vină să dea detalii și nu se întâmplă nimic. Exact. Haideți, domnul Băgaru, întrebați dumneavoastră. Eu ridic o singură problemă și cred că toți consilierii sunt de acord. La doua ședință, după constituirea noi Consiliului Local, am primit o decizie de la domnul primar legat de salariul dumneavoastră. 4.400 și ceva. Nu știu. Așa. Și zice că indemnizația unui consilier este 5% din salariul primarului. Noi nu primim acest 5%, primim exact la nivelul 2011 sau 2012. În acest sens, vreau să fiți cu toți de acord, o să inițiez o hotărâre, o atacare acestei decizii și eventual să ne adresăm justiției. Nu mi se pare corect că pe noi să fim plătiți la nivelul 2013 exact. Și suntem în 2016. Domnul Băcaru, mai spun ceva. Eu încă n-am primit indemnizație sub niciodată. Da, da. Nici nu ți-ai făcut treabă. Păi da. Știți ce s-a întâmplat, domnul Gelu? Trebuie să... Banii mei au vărsat la altcineva. Ce... Da? Și am fost înștiințat pe anul ăsta. Deci am fost înștiințat luna asta că banii mei s-au vărsat la altcineva și să mă duc. Deci să mă duc să-mi fac pe da. Îți aduc și... Păi, dar banii mei au fost băgați pe contul la altcineva. Deci, ai înțeles? Dar nu-mi glumesc, eu nu-mi glumesc în nicio formă. Deci este realitatea. Păi, este adevărat. Păi și atunci, domnul Gelu, de ce vede? Deci, vedeți, eu n-am primit multă bani. Vă lasă-vă dumneavoastră. Da, vă lasă-vă dumneavoastră. Domnul Gelu, sunt președinte. Deci, eu nici nu știu, mă, că am dat damele în indemnizație. Da, e un milion, 500 sau 500. Și mai este încă o problemă destul de gravă care nu s-a ridicat. Eu cred că este foarte esențial. Am discutat aici despre apă. N-am discutat despre apă. Țineți cont aici, o să fie o problemă extraordinar de gravă. Nu știu cum se va rezolva problema, dar nu știu. Fiecare vine cu părere. Eu dacă este măsură, este asta, există de mulți ani de zile. Dar de ce nu s-au luat măsuri? Eu aș vrea să întreb.
Da, spuneți. Cine strânge aici o cameră? Să vorbească domnul Cernea. O cameră la modul, pentru că am uitat să vă spun. Chiar mi-am venit lumea și a văzut cineva să aruncă câinii la noi. Nu mai vorbești și problema este asta. Aș vrea să știu fișa postului. Deci, ascultați-mă, Leac. Aș vrea să știu fișa postului. Întrebă, dragă, și cine strânge bani? Păi să vedem ce atribuțiune are. Cine i-a fixat și cum are? Păi, da, 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 dacă sunt chiar la zonul ăsta, așa că sunt la discuția cu două primari. Trebuie căutat un om serios. Bune, trebuie căutat, dar în momentul în care nu s-a atâtat de sarcini de serviciu și s-a văzut prima lună, a doua lună. De ce? Știu că în altă parte, dacă nu te atins, domnul vă, că ar dumneavoastră l-ați fost, nu? Cine? Dacă nu s-a achitat de sarcinile de serviciu, ne-a dus pe noi în eroare, da? Nu s-au strâns banii și vine ăștia și ăia. Trebuie băgat și asta din acolo. Păi trebuie luat măsuri, domnule. Nu lăsa de pe o lună pe alta. Păi ajungem la nesfârșit. Cât o să avem datorii? Cât are acum? 3 miliarde 800, nu? Păi da, 3 miliarde. Când a luat Petrușa în custodie, așa au zis că a avut 1 miliard 800. Dânsul specifica că am fost jos aici și am stat de vorbă, spune așa în felul următor. Mai are de recuperat încă 50 de milioane, va vedea. Atât are de recuperat. Doamna contabilă vine și ne spune că nu e adevărat. Are de recuperat mai mulți bani. Păi domnule, atunci care este soluția? Cum se înțelege? Deci contabilul spune că are mai mult, Petruș spune că scoate că are de recuperat numai 50 de milioane. Știți ce se întâmplă apropo de chestia cu apa? Și atunci ce se va întâmpla? De unde vom recupera până la 3 miliarde și 800? De unde vom recupera banii ăștia? Dumneavoastră ați fost acolo, nu? Nu, n-am fost acolo. A, n-ați fost. Ați venit după aia. Și depășim. Și depășim. Depășim platformul ăla de 3 miliarde și ceva, nu? Deci este bine. Rădem domnul Goagă, dar la noi nu se oprește. La Trotuș am înțeles și la Bișoara. Domnul Brian, legat de recuperarea pe așa, că eu personal am fost la 20... Voiam să vă zic că am fost la 25 de familii, dintre care numai 10 au fost debrajați, restul au recuperat. Doamnă, eu vă întreb clar. Deci eu vă întreb clar. Și vă simt cum o arăva. Deci eu n-am tangențe. Vreau să vă întreb. Sunteți, poate aveți cunoștințele necesare. Da, deci eu am fost... Sunteți aici în primărie. Câte persoane au fost dați în instanță? Niciuna. Păi și atunci... Nu există contract. Am rugat cine... Da. Cine are schița la instalația asta de apă. Am spus că astăzi ne aduce schița. Dar să vedem și noi unii bypass-ul ăla. Domnul meu, știți că îți aduce de trei... Deci am trei ședințe de când tot insist cu canalizarea ca să vină să ne explici. Da, schița este și noi am încurcat două lucruri. Canalizarea aia este pe doamnă. Da, eu am insistat și cu canalizarea să finalizăm. Și tot nu se finalizează. Avem schițe. Cine îți ocupă? Domnul... Da, doamna Bodona. Doamna Vici, avem schițe. Deci mi s-ar fi părut corect. Deci mi se părea corect să-l aducem pe domnul Petruș și să-mi explice care sunt toate. Și știi, doamna... Să ne vedem bine odată cu... Prostia asta. Băi, are schițe, nu are. Iunii trece apa, iunii nu trece. Bine. Vine la noi, se duce la alții. La schiță, merg până să zice că se oprește. Gabul din ce oprește apa. Bă, frate, știi care-i ideea? Pe mine nu mă doar la bască ca persoană. Dar uite că aude lumea și zice, bă, dar tu, dar ce dracu stai acolo? Nici măcar nu știi pe unde vine apa într-o. Contractul de branșare a fost aprobat, uitați, l-am scos, în 30.07.2015. Deci există contract, de-a venit un contract caro. Exact. Și de acum putem să pornim pe baza acestui contract. Cine nu plătuse, eu nu știu, și uitați, deci aveți tot, am avut. Dom'le, ar trebui căutați soluții bune. Ce înseamnă? Să aducem acum metri exact lângă, da? Da? Asta vorbim. Ca să nu mai fie probleme, că se fură sau nu știu ce. Trebuie făcut așa, că trebuie să se luăm. Același timp de aia, nu știu ce. Păi noi avem de reclamat, nu mai avem. Hai să dacă ați dat o decizie, ați luat pangă. Hai să o discutăm foarte. Așa, ia să. Deci este foarte clar. Doamnă, trebuia să vă prezentați frumos. Da. Cu ce datorii sunt la Târgu Drodu, ce datorii sunt la Vișoara. Prezentați-vă, de aici începe discuția. Dar spuneți-i public, nu astea. Public. Nu,
Da, deci se știe toată lumea. Conform acestei eșalonări din 07-09-2006, pentru punctul de consum Târgu Trotuș, suma restantă aferentă ratei lunare august 2016 este în valoare de 19.583 lei. Da, dar asta e rata lunară, doamna Vita. Da. Păi asta e foarte... Noi trebuie. Și m-am interesat. Deci ăștia sunt banii care trebuie să-i plătim lunar. Din urmă. În afară de factura curent. Nu, dar da, trebuie spus așa. Ce reprezintă banii ăștia, doamna? Hai să termini. Nu-i datorii. Astea sunt penalități. Noi plătim penalități la penalități. Hai să terminăm. Datorii neachitate. Prin prezenta va aduce la cunoștință că figurați în evidențele noastre cu facturi neachitate în valoare totală de 379.884 lei, aferente perioada iulie 2015. Unde? La Trotuș numai? Și Vișoara. Și Vișoara. Pentru punctul Trotuș. Pentru punctul Trotuș cât este? 262.000. Da, 262.775. Iar pentru... 2.600.000. Da, și pentru Vișoara 117. Ce face CRAB-ul în momentul când noi nu plătim la timp? Ne penalizează, da? Banii care s-au recuperat de la cetățenii care n-au fost buni plătitori. De ce nu s-a luat banii exact în fondul ăsta? Și penalitățile. Și atunci noi ne spuneau, păi ați recuperat numai suma. El n-a plătit 2 ani de zile sau 3 ani de zile fără penalități. L-ați încasat 20 de milioane, l-ați lăsat el. Acum de unde recuperăm noi banii? De ce n-ați luat penalități? EON-ul ce face? Îți trimite somații. Explicați-vă foarte clar, domnul Ungureanu, că scrie acolo. Noi avem factura citată din 2015 până august. Uite, e diferență. Explicați-vă ce situație suntem. Da, ce situație suntem. Păi bun, și 3.800.000. Sau făți o copie. 3.800.000 de unde a fost? Uite acolo. Numai din penalități? Nu. Eu vreau să spun doar atât. Colegul meu, într-adevăr, are dreptate, perfectă dreptate. Nu a plătit omul, probabil din vari motive. Nu a avut să dea. Dar eu vă spun sincer, dacă eu am plătit apa, sunt la zi și licitai apa, eu, doamnă, dați-mi voi, eu am tot dreptul, exact cum îi penalizează ei, să mergem să inițiem un proiect, să ne plătească și ei frumos că trece conducta pe teritoriul nostru. Și cu asta basta. Deci ne plătești chirii și ajungi pentru că astea trebuie spus clar cu subiect și predicat. Nu sunt bani care sunt restanții. Astea sunt penalități, dobânzi, penalități la penalități. Ca să știe toată lumea, să audă toată lumea clar și pe înțelesul tuturor. Deci penalități la penalități. Noi suntem, scuzați-i modul de exprimare, cei mai proști din fundul clasei sau din curtea școlii, care noi tolerăm tot felul. Așa cum ne-am pus la asta, cum exact cum a spus colegul meu. Noi îi dăm cu titlu gratuit la EON, ca să-și pună stâlpul, să ne strici drumurile. Dăm cu titlu gratuit nu știu ce la apă. Dăm cu titlu gratuit pentru CRAB. Și noi nu beneficiem din nimic. Deci eu, dacă ne-a tăiat apa, să, luna viitoare, voi iniția un proiect, domnului, să ne plătească frumos. Ascultați, o să vină acușa, momentul CRAB-ul o să schimbe traseul. Deși o să treacă prin tuta. Deci am înțeles că asta cât mai curând. Da. Într-o perioadă cât mai scurtă. Deci să vedem ce mă leacă. Tuta face parte tot din lumea. Aceste datorii sunt din anii precedenți. Noi discutăm cu primarul relativ la cele 3 luni de zile când este în mandat. Nu discutăm ce a fost ala. Discutăm atunci luăm la întrebări pe toată lumea, domnilor. Discutăm cu domnul primar ce a făcut de 3 luni de zile. Mi se pare corect. Dar domnul primar a fost consilier în mandatul anterior. Da? Și știa? Și discutăm cu recinul la primar și și-a preparat. Nu a fost spontan, nu a fost spontan. Și atunci noi de ce putem atâta bugetul și toate costurile? Deci, doamnă, haideți să vă spun ceva. Domnul Văcar, ascultați-mă puțin. Deci, eu acum citesc și aflu cu stupoare, că spune așa, ne trimite notificare. Deci, prin prezent, vă aducem la cunoștință că la data de 7.9.2016 figurați în evidențele noastre cu facturi neachitate în valoare totală de 379.884,59 lei. Bun. Deci, domnule, vă rog frumos să ascultați. Eu nu pot să cred așa ceva. Aferentei perioadei iulie 2015 august 2016. Da. Cum mama dracului într-un an să face 4 miliarde, doamnă? Cum să facem noi 4 miliarde într-un an? Dar ce-am consumat? Exact,
Nu există așa ceva. Deci eu vă spun că nu există. Petru și așa ne-a explicat, domnule. Dar nu, uitați-vă. Ai uitați-vă, nu există până la 4 miliarde. Dar nu mai tu la tot, Petru, și pentru nu strânge banii. Păi, dar el strânge banii, mă, după ce s-a acolo. Ei, dar nu e asta, da, dar într-un an nu ți se pare aberanția așa ceva? Spune eu, am primit răspunsul. Vădiți să-ți răspundă doamne. Păi, dar într-un an așa spune omule. Nu e într-un an. S-a tot prostogorit datoria. Nu, eu știam în 2013. Nu s-a mai făcut. Probabil în 2015 s-a făcut prima eșalonare. Deci eu am hârtie. Domnule, eram și am fost consilierii, mă scuzați, consilierii mandatul 2012-2016. Am spus de fiecare dată să angajez un om, dată cu tot, și să debranșeze. Am spus domnul Petrică, am spus domnul Goagă. Deci de fiecare ședință asta am spus. Și nu am realizat. Da. Asta am spus. La tuta s-a strâns, nu are. Am spus în fiecare ședință. Puneți-o. Nu s-a luat. Eu nu sunt absolut și nu am treabă cu domnul Petru. Dar dacă nu s-a luat de sarcini de serviciu... El și-a luat de acu campanie de viitoare. Asta voiam să zic. Marea majoritate a facturilor neachitate a fost din martie. Nu, eu voiam să spun că din martie nu s-a mai achitat apa. Cei care au avut distanțe foarte mari. Din martie. Ce penalități i-am dat-o? Păi i-a dat la un afară ca de 10 lei, de 12 lei, de 13 lei, mă rog. Dar are penalitate dată? Are, doamna Farcaș care i-a prins, asta am discutat cu penalitățile de rigoare. Asta e situația. Unde la Vișoara? Nu, și la Petrucă. Și Petrucă totuși, nu contează, da. Și noi am luat, e filmul, exact cum a zis. Da, dar de exemplu, Petrușcă a fost, a citit ceasul, ceasul nu urmează. Petrușcă a zis așa, am pornat de când a venit, ia 2 miliarde. Da, eu vreau să spun că da. Păi vezi, am găsat ca ceasul care nu funcționa. Dar nostru, acum, până... Au fost care n-au deschis poarta. Câte ceasuri ați găsit, Mihai? Aproape toate coase. Și nu suntem luați, că pe noi nu ne-ați spus. Asta v-am zis, asta v-am zis. Noi acum aflăm. Au fost de ce seama acolo, că ar sta de vorbulată în Boca și ne spune. Stai să-i dau, să-i spun. Îl dă în instanță. Deci în altă parte îl dă în instanță. Și recuperează. Și recuperează. Arăte frumos și ea, nu zis să vă duc. Păi da, dar vedeți, marea majoritate nu au contracte. Și acum deci nu au fost în treacă contracte de nouă clasia. Păi și de ce nu se fac contracte? Nu ai nicio noastră de față cu noi acum. Asta am demarat 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 noi acum. Da, e zic. Dar asta am spus. 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 Păi, dar dacă mai lăsăm 3 luni, iar e târziu. Păi, de când am intrat? Nu e târziu. Dar tot se adună. Nu, păi, nu e târziu. Acum. Nu e târziu. Dar nu e acumulată. Trebuie luate păsuri. Păi și tot atât amânăm peste pe târziu. Am și o întrebare. Câte oamenii sunt în Târgu Trotuș, plătitori de apă? Păi, cred că 96%. Nu. Deci, aproximativ nu trebuie număr exact. Avem 2000 de acolo. E o situație dată de la... Asta e. Erau ceasuri într-o gaură, deci nu putea să-i vinile, acolo cum citea. A, da, exact. Nu băgai el acolo să uite, să-i vadă. Și ne-a zis domnul... Tot timpul. Și ne-a zis domnul de la CRAB, ne-a zis că toate ceasurile sunt de interior. Trebuie să toate acolo. Poftim? Pune doamna de la aici să citească cum, când la... Ați găsit, doamna zice. Asta, da. A, uite, asta e treaba noastră. Comuna Târgu Trotuș are are 1800 de locuitori și 1000 utilizatori de apă. Vișoara 900 de locuitori și 400 utilizatori de apă. Cei sunt în țăva asta, nu știu cum adică. Da, așa este. Noi, familie. Cei sunt de gazda? Asta este dacă... Nu știu dacă figurează la asta. Mai sunt unii care au casă, două locuri, și fiecare persoană îi datoare, deci la 1000 de persoane care bea apă, la 2 miliarde, la 3 miliarde, s-o cotiți cât îi datoare o persoană. Puteți că-i copil, că-i babă, că-i... Nu, dar nu poate să fie. Vedeți, Dan, poate ați greșit. Nu sunt utilizatori. Nu, nu, asta e haideți să mă opripă. Crabul nu are treabă cu ce facem noi în interior aici. A, bineînțeles că nu. Dar țineți minte asta. Crabul vine și citește contoarul, nu e plătit, te opri. Astea sunt adresele care le-am găsit eu. Nu
Noi doamne, dar mi se pare corect. Am înțeles că domnul primar are obligația de a face fișa costului, nu? Cine strânge bani. Bă, dar să facă fișa costului exact cum a făcut Cradul la noi la Frig. Domnule, să meargă la Frig, mai până ai înțeles, iar încă o dată mă repede. Cradul are treabă cu contoarul lui, atât. Instalația este a Consiliului. Că nu o să înțelegi. Instalația este a Consiliului Local Târgu Trofiu. Noi trebuie să ne organizăm. Eu ce am să spun acum? Păi tu urli numai. Păi cum, dar nu trebuie să știi. Noi trebuie să punem casier, echipă de intervenție. Dacă vrem să intervenim, în al 12-lea ceas. Dacă nu, venim, ne adunăm, de zice, vă regret. În ședința trecută, am zis acum trebuie, fiindcă am fost mai informat. Cradu nu are treabă decât cu contoar. Ce știu ce am zis, de aceea am spus că noi trebuie toți, ăștia. Băi, dar deja postului când m-am exprimat, nu m-am exprimat la Cradu, nu m-am exprimat la Cradu. Nu m-am exprimat la Cradu, nu m-am exprimat la Cradu. Nu m-am exprimat la Cradu. Noi, dacă nu ne organizăm, suntem în apăieștirea așa. Dacă nu o rezolvăm... Măi, de ce ne-a pus pe ordinea de zi în așa fel încât să luăm măsuri acum? Asta ar trebui, cât îi contactăm. Păi nu, mai lăsăm încă o lună. Deci de ce ne-a pus pe ședința asta? Mai lăsăm încă o lună? Se știa cu o lună înainte, nu? Că am avut sumații până acum de 3 ori. Nu se poate vezi după ce ți-a apa? După aia degeaba. Degeaba. Da, domnule, dar dacă nu luăm măsuri, domnul Geru așa zice că și în al 12-lea aceea să luăm măsuri. Păi de ce n-am luat și acum? De ce nu s-a pus? Să vedem ce măsuri luăm. Trebuie să trecem la diverse? Nu, trebuia trecută, eu zic. Trebuia ședința, din punctul meu de vedere, așa trebuia să facă domnul primar. Trebuia să facă ședință pe sate. Să adune, domnule, duminică fac ședință, da, să vedem ce măsuri luăm împreună. Da, trebuie să... Ce vă spuneți părerea? Ce face? La Vișoara tot la fel, la Trotuș și la Tuta, da? Așa s-a spus. Dom'le, o să avem probleme. Dom'le, o să luăm măsuri, o să facem ședințe. Niciodată nu s-a luat ședințe exact ca am venit. Trebuie să ascultăm părerea oamenilor care sunt primitori. Da, dom'le, dar sunt pații. Trebuie să luăm niște hotărâri să le aducem la cunoștință prin adunări generale. Nu se poate face. Și nu trebuie să iau eu. În dreptul la cetățe. Să-i spun cetățeanul că plătești tu. Din bine plătitor mai plătești 3 milioane. Nu vorbeam cu cei. Nu vorbeam cu cei. Problema despre aia este nerezolvată până în stadiul ăsta. Păi de la urmă, nu mă sape de deranjarea asta. De deranjarea de urmă, din timp, nu. De deranjarea de urmă. Eu mă gândesc la Trotuș și la Vinșoara, că la Tuta n-o să oprească, am înțeles. De deranjarea din stradă. Deci eu mă gândesc exact că suntem o familie. Să vedem ce soluții că suntem. De ce mai zici? Nu, 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 nu,